Frați și surori, continuăm citirea cărții Exodul, iar astăzi ne vom opri de la capitolul 21 până la finalul cărții. Dacă în capitolul 20 Dumnezeu dă cele 10 porunci, vom vedea că urmează o parte care. Este mai mult teoretic, am putea să spunem, o parte legislativă. Și anume, de la capitolul 21, urmează o secțiune de legi pe care le dă Dumnezeu sau reglementări despre felul în care un evreu trebuie să-și desfășoare viața în comunitate sau despre relațiile pe care ei trebuie să le aibă. Capitolul 21 găsim. Legi cu privire la robie, legi cu privire la ucidere și vătămare, capitolul 22: Legi pentru furt, pentru vătămarea averii, pentru imoralitate, legi pentru protejarea săracilor, legi cu privire la îndatoririle religioase. Apoi, în capitolul 23, legi cu privire la îndatoririle civile, păzirea sărbătorilor. Toate aceste reglementări sau legi pe care Dumnezeu le aduce, reglementau cum trebuiau să fie relațiile între ei în comunitate. Apoi, după partea aceasta legislativă, urmează o altă parte, și anume, modul cum ei trebuie să-și desfășoare închinarea, locul unde să practice lucrul acesta și persoanele desemnate să se ocupe de capitolul acesta al închinării. Dumnezeu și-a exprimat de foarte multe ori dorința de a locui în mijlocul poporului său. Acesta nu era un lucru arecare sau un lucru de apucat. Dumnezeu voia să învețe că locuința lui, locul în care el urma să se coboare, nu poate fi ca locuințele lor. Dacă cortul lui Moise era afară din tabără, găsim scris că cortul lui Dumnezeu trebuia să fie în centrul taberei și toate semințiile să fie dispuse în jurul cortului lui Dumnezeu. Cât privire la alcătuirea acestui cort sau proiectul, cum trebuia să arate, nu a fost lăsat locul acesta să fie după gustul sau după imaginația evreilor. ci în timpul celor 40 de zile pe care Moise le-a pregătit în prezența lui Dumnezeu pe munte, a stat acolo cu Dumnezeu, S-a implicat în cel mai mic detaliu și amănunt, în cel mai mic lucru care putea fi conceput. Nu doar structura de rezistență sau felul în care trebuie să arate pe exterior, ci partea ce-l alcătuia, lucrurile din care era făcut, materialele, dimensiunile, locul fiecăruia, putem observa o precizie în cel mai mic detaliu. Capitolul 24 găsim despre materialele care erau necesare pentru cort și cantitatea pe care Dumnezeu a rânduit-o. Apoi în capitolul 25 găsim despre chivotul și capacul ispășirii, masa cu pâinile pentru punerea înainte, sfeșnicul care trebuiau să cuprindă cortul acesta. Capitolul 26, felul în care Cortul trebuia să fie acoperit despre pereții, perdelele pe care le avea, capitolul 27, altarul pentru arderi, curtea cortului, unde lemnul sfânt, capitolul 28, despre felul în care trebuiau să fie îmbrăcați cei ce slujesc acolo, și anume preoții. Capitolul 9 ne aduce în fața noastră procesul de sfințire pe care trebuiau să-l aibă cei ce slujeau acolo. În capitolul 30 găsim altarul tămâierii, darul de răscumpărare, ligianul de aramă, unde lemnul și tămâia. Iar în capitolul 31 oamenii încep să se dea pe ei înșiși, încep să pună la dispoziția lui Dumnezeu ceea ce avea fiecare, pentru că acest proiect amănunțit, acest lucru un detaliu pe care Dumnezeu l-a dat omului său Moise să poată fi pus în aplicare. Așa după cum vedem, dacă planul lui Dumnezeu a fost făcut în cel mai mic detaliu, cât timp Moise era pe munte cu Dumnezeu, poporul avea alt plan. Pentru că Moise a zăbovit o bucată de vreme mai lungă în prezența lui Dumnezeu, Poporul devine fără niciun orizont. Împreună cu Aron, fac un idol, un vițel de aur, care să nu-l locuiască pe Dumnezeu. Când Moise coboară de pe munte și vede ceea ce se întâmplă, tablele legii pe care le avea în mână le aruncă de piciorul muntelui și se fac praf. Moise, oarecum, sătul de poporul acesta, de altfel, și Dumnezeu menționează lucrul acesta, era cât pe ce să le șteargă pomenirea de sub cerul și să ia un alt popor pe care să-l ducă în țara promisă. Vedem aici atât de frumos reacția pe care o are omului Dumnezeu Moise și aș vrea să învățăm de la omul acesta. Un om al lui Dumnezeu, un lider adevărat, nu renunță la popor, nu renunță la cineva, chiar și atunci când acesta greșește. De fapt, în joc, dragii mei, așa după cum spune și Moise, nu era nici măcar numele lui, ci în joc era numele lui Dumnezeu și legământul pe care Dumnezeu îl făcuse cu patriarhii poporului Israel. Uitați-vă ce frumos spune Exod, capitolul 32, de la versetul 12. Pentru ce să zic egiptenii spre nenorocirea lor i-a scos ca să-i omoare prin munți și ca să-i șteargă de pe fața pământului? Întoarce-te din iuțimea mâniei tale și lasă-te de răul pe care vrei să-l faci poporului tău. Aduți aminte de Avram, de Isaac și de Israel, robii tăi, cărora le-ai spus jurându-te pe tine însuți. Voi înmulți sămânța voastră ca stelele cerului vor, voi da urmașilor voștri toată țara aceasta de care am vorbit. Și ei o vor stăpâni în viac. Ce frumos! În joc era numele lui Dumnezeu. În joc era legământul pe care Dumnezeu îl făcuse. Și cum Dumnezeu nu poate să se schimbe, Moise apelează la lucrul acesta. Apoi, învățăm de la Moise că în mijlocirea pe care el o face pentru popor atinge punctul culminant atunci când e gata să se ofere pe sine în locul poporului. În Exod capitolul 32 versetul 31 Moise s-a întors la Domnul și a zis: "A poporul acesta a făcut un păcat foarte mare și au făcut un dumnezeu de aur. Iartă-le acum păcatul, dacă nu șterge-mă din cartea ta." pe care ai scris-o. Oare câți dintre noi suntem gata să plătim atunci când cineva greșește? Învățăm de la omul lui Dumnezeu că n-a renunțat la popor, chiar dacă poate meritau. Ba mai mult, omul lui Dumnezeu e gata să plătească el ca ceilalți să fie salvați. Apoi de la capitolul 35, Până la sfârșitul cărții, ni se prezintă construcția cortului, întâlnirii, în cel mai mic detaliu, toate aceste lucruri fiind făcute prin dărnicia poporului. La sfârșitul acestor lucruri sau lucrări finalizate, Biblia ne spune că Dumnezeu a venit să locuiască în mijlocul poporului. Dacă de la faza de proiect, până la faza de finalizare a trecut ceva timp, vedem că Dumnezeu nu își lasă lucrarea fără împlinire. Citind cartea Exodul, e o lectură foarte frumoasă pentru cei care vor să afle ceva despre felul în care s-au închinat evrei, poporul acesta lui Dumnezeu, cu sute de ani în urmă. Avem însă și ceva de învățat pentru astăzi. Uitându-ne la cartea aceasta, sunt foarte mulți termeni pe care noi avem în Noul Testament și care n-am ști cum să ne raportăm la ei dacă nu am găsit scris printre alte cărți și în cartea Exod. Aici vorbim de legământ, vorbim de lege, vorbim de jertfă, vorbim de miel, vorbim de sânge și așa mai departe. Felul în care noi ca și creștini, oare cum ne raportăm la lege? Dacă ne uităm doar la aceste legi pe care ei le aveau, mai au vreo relevanță pentru noi astăzi? Este adevărat că cei ce au murit împreună cu Hristos au înviat la o viață Trăită dincolo de limitările Vechiului Legământ. Dar asta nu înseamnă că nu avem și noi o lege. Legea lui Hristos, despre care spunea Apostolul Pavel în Corinteni sau în Galateni, care în multe privințe, dați-mi voie să vă spun că este mult mai severă decât ceea ce spunea legea Vechiului Testament, legea mozaică. În lege era scris să nu ucizi și să nu curvești. Dar legea lui Hristos se adâncește dincolo de fapte, la nivelul intențiilor ascunse, la nivelul motivațiilor nemanifestate încă pe care le am. Cu alte cuvinte, este mai greu să ținem legea lui Hristos decât legea mozaică sau mai ușor? Într-un sens este mai greu, și în altul este mai ușor. Legea lui Moise era imposibil de ținut prin puterile noastre, pentru că, spunea Apostolul Pavel, că cine calcă o singură poruncă din lege, se face vinovat de toată legea. Cu alte cuvinte, legea lui Hristos este împlinită în noi, prin ascultarea de puterea extraordinară a Duhului Sfânt pe care Dumnezeu ni l-a dat. Dacă atunci, prin puterile noastre, nu puteam să ținem legea mozaică, legea vechi testamentală, vedem că legea lui Hristos, cel care ne ajută să ținem legea aceasta, este Duhul Sfânt, care mai este numit și Duh de viață nouă. Diferența pe care am văzut-o între vechiul legământ și nou legământ sub care suntem fiecare dintre noi, este simbolizat așa de plastic și dacă ne vom uita cu luarea minte, vom vedea că atunci când legea mozaică, când moi se vine cu legea lui Dumnezeu și vede ceea ce se întâmplă în tabără, spune cuvântul Domnului că au murit aproape 3.000 de oameni. La legea mozaică, la darea legii, au murit aproape 3.000 de oameni. Însă dacă facem o paralelă și ne uităm în Noul Testament, la cinzecime, atunci când Duhul Sfânt vine în viața credinciosului cu puterea de a împlini legea lui Hristos, în ziua cinzecimii au fost iertați și mântuiți aproape 3.000 de oameni. Ce frumos! O lege dată în vechime care aducea moartea. Însă, legea lui Hristos e lege care aduce viață prin Duhul Sfânt pe care Dumnezeu l-a dat. Îmi doresc ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să fim cu adevărat locul în care Dumnezeu să locuiască. Dacă în vechime trebuia să fie un cort fizic în care să fie prezența lui Dumnezeu, știm bine fiecare dintre noi, căci în nou legământ, casa lui Dumnezeu, suntem fiecare din noi. Templul în care locuiește Dumnezeu, suntem fiecare din noi. Și dacă în vechime Dumnezeu, cu privire la facerea cortului, s-a implicat în cele mai mici detalii, cu privire la construcție, cu privire la organizare, cu privire la alcătuire, cu privire la slujirile care trebuiau să fie acolo și în nou legământ. Dumnezeu are tot același cuvânt și în viața fiecăruia din noi să fie locul în care Dumnezeu să coboare și să locuiască în fiecare dintre noi. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze la lucrul acesta, amin.